Potrivit meteorologilor, până mâine dimineață, în sudul Banatului, sud-vestul Transilvaniei, nordul Olteniei, precum și în Carpații Occidental și vestul Carpaților Meridionali, vor fi averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Cantitățile de apă vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 50-70 de litri pe metru pătrat. De asemenea, până mâine la ora 10 va fi cod galben de vreme rea în cea mai mare parte a țării, când vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse care vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor înregistra cantități de apă ce vor depăși 25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 40-60 de litri pe metru pătrat.